Salutare toată lumea și bine ați la un episod de Mafia! Să dăm skip. Da, bă. Deci, la un episod de Mafia. El Mafioso. Și chapter 7. Gata? Gata, rie? Il nuovo memorio Francesco Potenza. 1951. Ah! Deja anima, gata. Gata cu închisoarea. Rip închisoare. A, 4 ani. Deci am stat doar 6 ani la pârnaie. Easy, minus 4 ani. Deci trebuie să fac acum? Catch up with Ju. N-am arme, n-am bani, sunt sărac pe străzi. Deci trebuie să mergem la al doilea etaj. Hai să vedem. Vito! Hey, you break out of jail? Ah, jeez, good to see you in regular clothes and on a race. Oh, fuck, era să pic de pe scaun. Yeah, I guess it has. And hey, it ain't much, but I hooked you up with a nice little apartment. Da, să se văd ceva, băieții. 15 iulie, perfect. Deci, de clipul ăsta, veți vedea pe 16 iulie. Now I got a surprise for you. I'm going out tonight to celebrate, and I'm going to introduce you to somebody. Yeah, sounds good to me. You're going to need a little cash so you can get things going again. I got a piece for you, too. No, one skip. 200 de dolari, nice. Oh, mi-a dat și arme, că zice web-ul ăsta a dat la web. Here, deja am și arme. Avem pistol. Da, uite-o, mă! Ce frumoasă e mașina. Eu nu trebuie să mergem, trebuie să mergem acolo. Să un pic să modific grafica, să o bag mai pe high, se vede urât. Gata. Se vedea urât, știți? Well, after the shit Clemente and that little asshole Luca tried to pull on us, I got hooked up with the Falcone family. Na bun, moșul ăla din închisoare, oare mai e acolo sau a ieșit și el din pârnaie? Cred că a ieșit și moșul ăla din pârnaie, nu știu. Oh, boy. Ce, mă? Ce, mă? Duceți-vă, mă, de aici. Duceți-vă, mă. Nu vă plătesc nicio amendă, duceți-vă de aici. Marș de aici. N-am chef de amenzi. Duceți-vă. N-am chef să vă văd. Ho, fac aici mi-e destinația. Stați așa un pic. I already paid the first month's rent for you. And hey, the entrance to your garage is on that side street over there. Thanks. Să scap de fraierișnă. Hey, and about tonight, we're going to a real classy joint. So buy yourself a nice... Marș de aici. Gata, duceți-vă de aici. Cred că era mai easy să plătesc amenda totuși. Da, hai să plătesc amenda. Bă, dar vă băgați și voi mașina mea, duceți-vă naiba. Dă-i, mă! Jefuiesc, că-i după aia ceva și tot îi fac înapoi. Da, vă băgați în mașina mea, de ce mi-a făcut cu mașina Boulanger direct? Uite, mi-am 150, faaa. Scumpă, mi-a dat, scumpă, scumpă rău. Dar mi-a și bușit mașina, dă-i în pizda. Băă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 ă
așa.
Doamne, ce idiot, să mai prem acum acolo și plăteam amendă, am crezut că pot să scap de aici, știți? Nu contează. Totul e bine și frumos. Las că știți că pot să mă duc în magazine și am văzut pe internet, pot să mă duc în magazine și să jefuiesc magazinul, adică să îndrept pistolul spre vânzătoare și să iau tot ce e în casă de marcaș, scot de acolo bani de... mă rup. De aia nu e nicio problemă, ce mi-au dat acum amendă, că de acolo pot scoși $200 dintr-un jaf de la, deci easy peasy. Hai Joe, unde e Joe? Is the top on the floor? Aceea-i? Aoleu. Ok, here we are. I'm sure you'll find it to your liking. Okay. I live in a similar apartment myself. As you can see, it even comes with a telephone at no extra charge. No bun. And here's the bathroom, clean and modern, with all the hot water you could ever want. Yes, with him. Nice. And here is the master bedroom. And there is the master's bed. It's comfy, with room enough for two. Maybe three. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. I sure hope you like your new apartment, sir. If you have any questions, feel free to ask. Just one question. When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check on another client. Goodbye now. Yeah, see you. Get dressing into a suite. Adică. Gat. Go to juice. Să mergem la Joe. La Joe al nostru. Nu mergem la Joe. De ce Joe a plecat din fața blocului? Nu era cu noi aceea. Stai mă, Joe nu era cu noi. Ce mă? Bribe 100. Stai. You do for me, I'll do for you. Thanks for the contribution to my retirement fund. Whoa. Hai, marș. Marș de aici, să deschid mașina. De fapt, eu fur pasta, ca asta arată mai șmecher. Hai, salute. Dă-te mă jos. Deci mergem la Joe. Bă, dar ne-au luat bani în episodul ăsta. Ne-au rupt. Hai, marș, nu mă interesează. Nu zici tu la nimeni, help. Nu a văzut nimeni nimic, da? Hai, că nici nu merg cu ușa deschisă la mașină. Închide-te, mă, stai așa, că știu cum să o închid. Gata, am închis-o fără nicio zgrietură. Sunt mafiot, eu sunt mafiot. Bă, stați așa un pic, mă duc să jefuiesc unde ăsta. Clothing store. Nu, să mergem să jefuim în clothing store, poate avem nevoie să ne cumpărăm ceva și nu vreau să risc, știți? Vedeți și voi acum cum se jefuiește un clothing store, fiți atenți. Ce, mă? Ce, mă? Bă, amă că nu mă ajungă ea oricum, dar ce? Ce-am făcut? Călcat un om pe stradă care s-a băgat în fața mea. Fă-să. Nu mai merg înapoi. Dă-i mă naiba. Și cu 50 de dolari zbun. În viața reală n-am niciun bani, deci tot trăiesc. Deci e bun, o să trăim, o să supraviețuim. Și că this man is maniac. Păi dacă s-a băgat în fața mea, ce vrei? În viața reală, dacă îl cași pe unul pe stradă, vine poliția și trage în tine, naiba. Au. No. Ce-am făcut? Merem la Joe acasă, cu un pistol în caz de orice eventualitate și dă-te mă daci. Mi-a plăcut Joe, eu îndrept pistolul spre cap, ea, să uite așa la mine, niga, nu mă bag în seamă, zic, eu am dat ăsta pistolul spre mine, dă-l mă-nlec. Maniac, dar nu face nimic oricum. Da. Ce facem asta aici? Bă, ce faci acolo? Hai să sunăm la Joe acasă. Jeez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, nice material. Not bad, nice material. So, what's the plan for tonight?
You'll find out. A friend of mine's coming to pick this up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Here I am. How's it going? Not too bad. Not too bad. Oh, this your buddy? Yeah. This is my pal, Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scapa. Eddie Scapa. Same here, Vito. Okay, fellas. I'm dying for a drink. Let's go. That made him so bam. Vito, you want to drive? I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. He's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the, Uite-l-mă! Ce frumoasă e mașina! Bă, fraților, o să încheiem noi acest episod aici. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să mai dați propuneri în comentarii și să dați subscribe. Vă țin în suspans deoarece unii poate nu știu jocul acesta. Și o să vedeți un episod mâine. Vedeți voi. O să vedeți voi. E programat totul. Deci ne vedem data viitoare. Bye, bye!